Colegul nostru, Viorel Tudorache, este acolo. Viorel, te salutăm! Bună ziua, Horia, bună ziua ascultătorilor și și capă vremuri și telespectatorilor. Telespectatorilor, exact. Aoleu, dar ce ai adus Naționala de Fotbal în România? Cu cine ești acolo? Am lângă mine câțiva suporteri români care deja au venit la stadion și sunt pregătiți deja cu tot arsenalul pentru a încuraja pe băieții diseară. De unde sunteți, băieți? Din Saragoza, am venit din Saragoza. Se aud, au venit din Saragoza special pentru acest... Cât ați făcut până aici? Cu 3 ore aproape. 3 ore. Merită echipa națională să bate atât. Da. O să bată în seara asta. Eu zic că sper convins că bate. Sunt da, optimist. Dar Viorel, oamenii au venit cu 12 ore înainte de meci? Păi da, 12 ore de când sunteți azi? Ați venit azi dimineață, da, nu? Da, da. Deci au venit cu mașina din Saragoza și se întorc la noapte. Merită efortul, eu zic că merită efortul. Sunt echipa națională pentru ei, spun că reprezintă totul și merită efortul făcut. Batem! Da? Ce zic băieții, Viorel, batem? Vă întreabă Horia dacă sunteți optimiști că vom câștiga? Da, vom câștiga. Eu așa zic. Suntem optimiști. Convins. Sunt convins că vom câștiga. Cine marchează? Cine marchează? Aveți vreun favorit care credeți că va marca, care va decide meciul? Coman, Drăgușin. Sunt părerile împărțite. Ia să-i aud! Hai România! Ia să-i vă pe băieți! Hai România, tată! Te încurajez. Un îndemn pentru băieți deja? Haideți să vă auzim! Hai România! Hai România! Hai! Vă mulțumim băieți și vă așteptăm diseară la meci să încurajez pe băieți. Viorel, câți români, din ce estimezi tu, câți români vor fi la meci diseară pe Wanda Metropolitano din Madrid? Până aseară, Horia, erau anunțați 12.000 de români în total, vor fi 30.000 cu tot cu columbienii. Columbienii sunt ceva mai mulți pentru că este și o comunitate la fel de numeroasă ca și a românilor aici la Madrid. În schimb, pentru spaniol, meciul nu prezintă un mare interes pentru că în această seară Spania joacă Brazilia. Pe Bernabeu cu Brazilia și atunci rămâne o afacere strict între români și columbieni acest meci. Ce noutăți ai? Ce se mai întâmplă cu Naționala și dacă ai un prim 11 probabil, bineînțeles? Da, echipa astăzi n-a mai făcut plimbarea obișnuită de dimineață pentru că la Madrid temperatura este destul de scăzută, sunt 11 grade, dar vântul suflă destul de accentuat și dă senzația de ger profund, chiar fără glugă e greu să reziști mult timp în aer. Ce mă întrebai de echipă? Edi până ieri avea structurată o echipă probabilă cu, așa cum a anunțat, deja doi titulari siguri, Moldovan și Rațiu, pe linia de fund va apela cel mai probabil la același cuplu de fundaș central sigur, Drăgușin și Burcă, în stânga Sorescu, de unde dispare varianta de avarie Manea, care atât de discutată după meciul cu Irlanda de Nord. La mijloc va apărea Marius Marin, alături de Nicolae Stanciu și probabil Răzvan Marin sau Cicâldău, iar în față Moruțan, Stanciu, Drăguș și în vârf de atac Alibec. O discuție mai era în privința lui Yanis Hagi, dacă să înceapă cu el titular sau să-i ofere mai multe minute în repriza a doua decât i-a oferit la meciul cu Irlanda de Nord când a jucat ultimele 15 minute. Da, și informațiile noastre erau că o să înceapă Moruțan și că Yanis nu va fi nici acum titular. Și astea și informațiile mele. Că nu va fi titular nici acum Yanis. Da, este o discuție, dar în cazul acesta eu știu că va juca cel puțin 30 de minute, dacă nu întreaga repriză a doua. Pentru că trebuie să spunem din nou că meciul cu Columbia va fi un examen
extrem de important, cel mai important de fapt în pregătirea, înaintea participării la Euro 2024. Meciurile din iunie sunt deja, vor fi deja abordate cu lotul definitivat, lotul de 23, iar acest meci, ultim meci de pregătire cu Columbia din martie, îi va arăta lui Eddie, în primul rând, răspunsuri la problemele principale pe care le are, cum se va prezenta Horațiu Moldovan, Adrian, Andrei Rațiu și Ianis Hagi, în condițiile în care, se știe, nu joacă foarte mult la echipele lor de club, iar ulterior, după această acțiune, rămâne la ca selecționerul să-i urmărească și să decidă dacă jucătorii aceștia vor fi în lotul de 23. El așteaptă, Eddie Iordănescu așteaptă ca măcar să joace mai mult decât a jucat până acum la echipele lor de club, iar prin acest meci Eddie speră să dea un semnal către cluburi că acești jucători reprezintă în continuare, sunt jucători importanți pentru echipa națională și ar fi și pentru cluburile respective benefic ca aceștia să fie prezenți la Euro. Bun, dar am o întrebare la tine. Dacă îi dai un wild card, ca să zicem așa, lui Horațiu Moldovan și îl bași titular, mai ales în primul rând că e și pe stadion, e la echipă, de ce nu-i dai și lui Ianis Hagi un wild card și să începi și cu Ianis titular, pentru că e în Spania meciul, toată lumea va fi cu ochii? De ce practic, oarecum, cum să spun, nu că e un cuvânt, nu ne dreptățești, că e un cuvânt mare, dar știi cum e, îl bași totuși pe Moldovan, evident că un motiv este și că se joacă în fieful lui Atletico și pe Ianis totuși nu-l bași titular. Este o discuție aici pentru că, așa cum spun specialiștii, postul de portar este diferit de un post de jucător de câmp, iar Eddie Iordănescu chiar a transmis un mesaj în acest sens, faptul că dacă ai în echipă 2-3 jucători care nu joacă, ești distrus la Euro și atunci probabil că asta este și raționamentul pentru care nu va introduce în primul 11 mai mult de 2 jucători care nu joacă. Da, pentru că eu îl văd pe Eddie fiind într-o situație delicată cu Ianis. E și numele de Hagi, știm foarte bine dorința lui Ianis. Adică mi se pare într-o situație delicată care trebuie să fie foarte atent Viorel cum o gestionează Eddie. Exact. Mai ales că și Gică Hagi este prezent la Madrid, iar atenția columbienilor va fi îndreptată în mod special spre numele Hagi, îl va aștepta pe Ianis și, apropo de columbienii, sunt dornici de revanșe. În orice discuție cu ei, n-au uitat că România i-a eliminat de două ori, i-a învins de două ori la campionatele mondiale 94 și 98, visează și acum operele de artă reușite de Gică Hagi și de Adrian Ilie, așa că pentru ei reprezintă o bună oportunitate de revanșă, spun ei, chiar dacă și mai palid așa, într-un amical, pentru ei ar fi asta este miza lor în această seară. Viorel, ținând cont de jucătorii din Naționala Columbiei, riscăm să luăm, să fie un dezastru azi, să luăm multe în seara asta? Eu nu cred asta pentru că, în primul rând, Columbia a jucat vineri cu Spania, la Londra, se știe, a câștigat cu 1-0. După o primă repriză în care Spania a dominat clar, iar în repriza a doua, Au câștigat grație unei acțiuni superbe reușite de extrema lui Liverpool, Luis Diaz, da? Și este de așteptat ca și selecționerul lor, Nestor Lorenzo, să opereze foarte mai multe schimbări ca și în Eddie Iordănescu, și așa că s-ar putea să nu-l vedem titular în această seară pe Luis Diaz, poate să apară James Rodriguez, care a fost rezervă cu Spania și a intrat în repriza a doua. Deci este și pentru ei un meci de pregătire, dar probabil că motivația lor
va fi superioară din ce înțeleg această dorință de revanșe. Poate Edis și Neapuiu și Nea Mircea Lucescu să-i reușească. E și Mircea Lucescu acolo, nu? Și Mircea Lucescu, da, ieri a făcut o plimbare cu Gino Iorgulescu prin Madrid și Mircea Lucescu și Angel Ordănescu stau chiar în hotelul jucătorilor, așadar este de așteptat ca prezența lor acolo să le transmită totuși o stare de încredere suplimentară, iar jucătorii să fie capacitați. Sper să nu ne trezim cu vreo 3-4 în poartă, că ar dinamita rău atmosfera la echipa națională. Exact. Edi a spus că și asumă această responsabilitate a acestui amical cu cea mai în formă echipă națională din lume, 20 de meciuri fără înfrângere, dintre care 17 cu acest nou selecționer argentinian, care a învins Germania, Brazilia și recent Spania. Așadar, este un amical de gală, un meci care ne va solicita la maxim echipa noastră a României și ne va arăta într-adevăr unde suntem și dacă suntem pregătiți să participăm, să facem o figură frumoasă, că de participat ne-am câștigat să participăm. Dacă suntem pregătiți să ne atingem obiectivul de a trece, de grupe. Da, mulțumesc mult, Viorel, mulțumesc și îți urez să vezi o partidă spectaculoasă diseară și, bineînțeles, să citim lucruri interesante pe fanatic.ro. Mulțumim încă o dată. Emisiune plăcută în continuare. Mulțumesc. A fost Viorel Tudorache, trimisul special al Fanatic la Madrid. O